trebuie să vă spun că weekendul trecut romanița Duminică a fost desemnată câștigătoarea primei ediții a show-ului Femeia Alege. Romanița, bine ai venit! Bine v-am găsit, bună dimineața! Ai venit aici? Yes, pac! Alături de câștigătoarea emisiunii vorbește lumea. Normal! Eu încă mă lupt pentru supremație. Ce faci? Cât ai stat în Turcia? Am stat în Turcia aproape 2 luni. Aproape 2 luni. Prima dată când stau atât de departe de casă. Și cum a fost? Măi, a fost inedit, a fost greu la început, cred că a fost mai greu până am plecat, pentru că a trebuit să fac cumva să fie plecarea ușoară, să nu o simtă fimea foarte greu, pentru că, da, într-adevăr, a fost prima dată când am stat atât de mult departe de ea. Uh-huh. Dar ea câți ani are? 11 ani și e măricică, dar în același timp mică. Mai are chef de tine la vârsta asta, sincer? La 11 are. Ani mai singur voiam să stau. Nu, are, chiar are mult chef de mine, pentru că este încă la pragul ăla de preadolescentă, unde mami este încă centrul universului. Oh, și mă bucură de asta. Mă bucur de asta cât pot de mult în continuare. Mm-hmm. Pentru că știu că în curând... Cred că ești o mamă foarte cultă, așa, și faceți o grămadă de chestii împreună. Băi, facem multe chestii împreună și încerc să-i fiu prietenă și încerc să-i spun asta, de fapt, eu repet și eu și Tasu de când era mică, băi, orice boacă n-ai face, orice prostie, orice să lucru, vii să ne spui, nu te omoară nimeni și găsim noi soluții la toate, mm-hmm. găsim întotdeauna soluții. Dar cum ai pregătit-o pentru perioada asta de despărțire? În primul rând, i-am spus că o să ne vedem în fiecare zi pe cameră. Am zis că o să fac pe naiba în patru ca să ne vedem în fiecare zi și am reușit să ne vedem în fiecare zi, chiar dacă accesul la telefon a fost restricționat și mai ales în prima perioadă. Am avut telefonul 5 minute, 10 minute și de multe ori singurul lucru pe care îl făceam era să o sun pe ea și atât, adică nu aveam timp de social media sau de altceva, adică nici nu se punea problema. Și la orice oră ne-am fi întors de la filmări sau ceva de genul ăsta, producția știa, mie trebuie să-mi dea 5 minute telefonul să vorbesc cu fiimea. Exact. Da. Și revederea cum a fost? Măi, revederea a fost o surpriză. Pentru că nu se aștepta să mă vadă, eu m-am întors cu o zi mai devreme acasă decât a fost prevăzut și s-a trezit cu mine la interfon, hai deschide! Și îmi place să fac surprize de genul ăsta și a fost extrem de bucuroasă, atât de bucuroasă încât nici măcar nu m-a întrebat ce mi-ai adus, care de obicei asta este normal. Prima întrebare, ce mi-ai adus? Păi ce ai adus? Ei, i-am adus o grămadă, îți dai seama, mai ales că am avut câteva zile în Istanbul după terminarea filmărilor, în care să ne mai plimbăm, să mai vizităm, să mai așa. Și am reușit. În Turcia? Foarte frumos în Turcia, m-aș întoarce mâine. Frumos. M-aș întoarce mâine. Și având în vedere că nu am primit această întrebare cu ce mi-ai adus și doar îmbrățișări și pupici și toate cele, a fost foarte mișto. Mm-hmm. M-am bucurat tare mult că m-a primit cu brațele deschise și de obicei, știi, copiii se mai supără. Mm-hmm. Băi, a plecat sau, nu știu, e munca mai importantă sau chestii de genul ăsta, dar ea de mică știe că mami are o anumită meserie unde trebuie să plece și câte 2 zile și câte 3 zile sau trebuie să plece noaptea sau nu poate să fie tot timpul acolo pentru că știe că asta e meseria mea. Da, doar că atunci când crești copilul de una singură, da, într-un fel, da, simți nevoia să-l recompensezi mai mult poate decât în mod normal. Nu pot să spun că-l crezi de una singură, nu. Chiar nu pot să spun lucrul ăsta pentru că eu și tatăl ei o creștem împreună în mod egal și s-a implicat și se implică extrem de mult în creșterea ei și cred că atâta timp cât sunt eu prezent, atâta e și el prezent. Dar nu aveți sentimentul ăsta de vinovăție? În general, partenerii și dacă divorțează și sunt în relații bune, au un sentiment de vinovăție că i-au luat copilului ceva ce el și-ar fi dorit și atunci compensează cu altceva. Știi, la asta mă refer. Cred că am avut uneori tendința să compensăm cu lucruri materiale, dar în același timp am avut inteligența necesară amândoi să ne dăm seama că nu e un lucru ok. Mm-hmm. Și chiar încercăm să ne punem la punct așa cu tot felul de chestii de parenting, doar să ne luăm niște repere și să știm, băi, asta e bine, asta nu e bine și discutăm și comunicăm foarte mult pentru că copilul e cel mai important. Și cu toate astea tu ești dispus acum să-ți refaci viața? Și este un prag important. E o schimbare majoră. Ce te-a determinat să participi la această emisiune? Măi, motivația principală a fost că aveam nevoie de un timp cu mine, departe de rutină, departe de bula familiei, pentru că
na, după un divorț, nu știu alții cum sunt, dar eu mi-am luat foarte mult timp, foarte, foarte mult timp să redescopăr ce cine vreau ești de la viață, să mă redescopăr pe mine, să știu ce vreau, nu știu, pe toate planurile, cum să îmbin viața personală cu cariera și cum să îmbin viața personală cu copilul. Asta și e. Cum să îmbin viața personală cu familia prin alianță, care oricum mi-a rămas alături tot timpul. E greu, nu pot să spun că e un lucru ușor, dar comunicând se găsesc și soluții. Și mai ceva, tatăl e numai unul și atunci e foarte greu să introduci o figură masculină, da? După cât timp îi prezinți un bărbat? Nu i-am prezentat niciodată niciun bărbat. Niciodată. Și probabil că și acum o să, cum am zis eu, turtle baby steps, pentru că și eu și Max avem copii și cred că bunăstarea lor este mai presus decât orice. Și cred că pașii foarte, foarte mici vor duce la lucruri bune. Vorba aia, cu răbdarea se trece marea. Cum a fost în emisiune pentru tine? Ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut? Băi, eu m-am simțit extraordinar. Dacă toată lumea avea câteodată vreo doleanță, eu n-am avut. Eu reușesc să mă adaptez de fiecare dată. Am zis că dacă am vreo calitate în viața asta, nu sunt rac. Și mă atașez și culmea că așa de repede cum mă atașez, atât de repede mă adaptez la noile situații. Și din prima m-am adaptat. Am avut o vilă superbă în care am locuit. Ce doleanțe să ai acum? Bune acum. Am fost în casă cu cinci femei extraordinare, extrem de inteligente, de la care am avut ce să învăț, iar lucrul ăsta s-a văzut. Gândește-te că au fost 5 femei într-o casă care nu s-au păruit 2 luni. E mare lucru. Asta cred că vine din educație și din ce ai în cap, pentru că altfel nu. Nu cred că ar fi mers. Dar asta a fost dovada că suntem 5 femei foarte miștoși și educate. Deci educația stă la baza tuturor. A fost un câștig pentru tine, da? Din toate punctele de vedere, mai ales că n-am știut la ce să mă aștept. În capul meu cumva îmi formasem o altă părere de ce mă aștept acolo. A fost cu totul altceva, la 180 de grade. Dar în bine. În bine. Vorba aia, am plecat grinch și m-am întors zână. Și care a fost cea mai importantă lecție pe care ai primit-o la emisiune? Măi, cred că cea mai importantă lecție a fost, în primul rând, să nu mai pun etichete, să nu mai cred că știu eu totul. Am tendința să cred treaba asta și mi s-a demonstrat, cu vârf și îndesat, că uneori mai și greșim și e foarte ok să acceptăm că greșim. Adică faptul că recunoști treaba asta, zic eu că deja te face un alt fel de om, mai bun, sper, zic eu. Dar, într-adevăr, trebuie să lași timpului timp și omului timp ca să-l... Dar dacă în privința fostului soț știi ce nu-ți mai plăcea la el? În privința actualului, viitorului, care sunt calitățile pe care dorești să le regăsești acolo? Măi, eu am spus întotdeauna, încă de când am venit în emisiune, că ceea ce mă atrage foarte mult la un bărbat este atitudinea și asumarea. Să nu-ți fie rușine cu cine ești, cu bune și cu rele, și să știi când să mă lași, să-mi dau un petec, să știi când să mă temperez și... Adică să fie mai puternic decât tine. Trebuie să fie cel puțin la fel de puternic ca mine, pentru că am tendința să domin și uneori devine obositor. Chiar devine obositor câteodată, știi? Și vrei să te ia cineva de mână, băi, chill, mă ocup. E totul sub control, știi? Mă ocup eu. Exact. Și cred că asta apreciez cel mai tare la un bărbat. Și cred că vrei să-l placă și fiica ta. Asta... Adică, în părerea ei, cred că contează foarte mult în alegerile tale, nu? Știi ce se întâmplă? Uite, eu am făcut psihanaliză, fac terapie, mi se pare că orice om în ziua de astăzi are nevoie să se cunoască foarte bine pe el. Înainte, chestia asta era un tabu. Dom'le, dacă mergi la psihanaliză sau la terapie, ai niște probleme. Mm-hmm. Nu, din acum potrivă. Cool. Exact, acum a devenit o modă. Dar...
Până să vin în emisiune, aveam niște idei în cap cu care psiul meu n-a fost niciodată de acord, dar eu nu, așa vreau. Păi, anume... Romanița, așa să te ești pe canapea. Bun, să hai spune de ce idei exact. Aveai în cap. Așa. Faptul că, nu știu, după un divorț, copiii nu ar trebui să-și vadă părinții cu altcineva. Dar în același timp mă gândesc că fiii mea, uite, în curând, într-un an, doi, trei, o să aibă și ea un prieten, o să se îndrăgostească. Nu s-a îndrăgostit până acum, mă mir, eu până la vârsta ei deja suferisem de vreo 5 ori. Așa. Și trebuie să înțeleagă că dacă un lucru se termină, nu înseamnă că ăla este sfârșitul. Corect. Și că nu o să mai existe. Corect. Altcineva apoi. Și cred că ăsta e un principiu sănătos. Uh-huh. Acum îmi dau seama că toți avem nevoie de speranță, știi? Uh-huh. Și cred că asta s-a întâmplat cu mine în Casa. Uite. Femeia Alege. Mi s-a renăscut, da, speranța. Acum trebuie să înțelegem și noi cu toții că dacă interviul cu Romanița se termină, nu este neapărat ceva rău. Îți mulțumim foarte mult că ai fost aici. Și eu vă mulțumesc din suflet și curând o să ne revedem cu o piesă nouă. Pentru că dacă am mai învățat ceva, asta a fost asumarea tot ceea ce ești și o să vedeți o schimbare în plan muzical și asta la 180 de grade. Abia te așteptăm. Foarte. Mulțumim foarte mult, Romanița. Și eu vă mulțumesc.